Hei, salut prieteni! Sunt gata, îmbrăcat, pregătit să merg să spăl mașina. E un pic mai târziu decât mi-am propus de fapt, dar e ok. Din păcate văd că e mult mai frig afară azi decât ieri. Mă rog, hai afară să vedem. Da, nu știu dacă e de hanorac, e destul de friguț. Vreau să fac niște poze la tapiserie acum să văd cum arată acum față de cum s-o arată după aia. Aici prin spate pe la mine e teroare. Ai să-mi bag, am uitat. Trebuie să mă spun bani. Sunt niște bani pe card. Am ajuns la spălătorie, aștept acum. Mai are o mașină de terminat. E la un BMW de ăsta foarte șmecher. Și o bibilește în ultimul hal, că probabil se așteaptă să ia și el șpagă grasă. Și după ce termină mașina aia, o ia pasta. E ora 12 aproape. A zis că încearcă să terne până în 4-5. Nu ne mai ducem la fin la 4 și un sfert, să ne ducem la 6-20. Am găsit în altă parte, mergem la 4DX. Tot la Deadpool, dar la 4DX, unde te zgâlțe, te împrușcă cu apă, te agită. Foarte mișto acolo. O să vă mai spun mai pe seară, să vă mai povestesc. Mă plictisesc îngrozitor. Am luat laptopul să mai fac niște treabă. Mai durează. Deci m-am plictisit absolut îngrozitor. A reușit și a venit și Mihai, până la urmă, cu câte ai, 2 ore. E ora 5, aproape 5 fără un sfert. Și mai are încă. Dar a ieșit, zici că e nou. Nou nouță e acum. Gata. A făcut-o nouă. Avion. O să vară când termină asta. Gata, am plecat în sfârșit de acolo. E 5:20. M-am întâlnit cu Ana. Mergem la film, mergem la 4DX, să ne zgâlție, să ne tragă Deadpool de pe scaun, așa, să ne facă, să ne împroște cu sânge, cu tare. Când ajungem la mall o să vă arăt cum arată tapiseria, că n-am mai stat aici să filmez, că era aglomerație mare. Mă gândesc acum cum o să editez eu diseară și probabil am sub un minut de filmare. Da? N-am făcut nici era să filmez până acum, a frecat la scaun. 7 ani la acel scaun, am filmat și eu un pic și gata. Am ajuns la mall cam cu o oră mai devreme. Acum mai avem 15 minute. Cred că cam trebuie să mergem. Da. Până luăm o toricică, o suculeț. Abia aștept să văd filmul. Îl aștept de o grămadă de timp. Ana nu pare încântată așa, da? Eu nu-l aștept. L-ai văzut trailerul? N-ai văzut trailerul? L-ai văzut vreodată pe Deadpool? Așa, în acțiune, știi cine e, ce-i cu el? N-o să-i placă, deci vă spun de fapt acum, n-o să-i placă. Ba da, o să-mi placă. Vorbim după film. Știi cum m-a întrebat cineva de ce nu faci tu un vlog? Cine te-a întrebat? O fată. O fată? Că mi-a zis mie, felicitări pentru vlog, nu știu ce ești. M-a întrebat de ce nu faci tu un vlog. Că n-am ce să fac. M-a zis că, ar interesat ceva lume. Chestii de-astea de fete. Am găsit o comoară în parcare la Mega Mall. O Supra care pare abandonată. Ia uite. Ce frumos e. Mamă, cum e asta. Se vede nimic. O leop că tare asta. Faci așa mult? Nu te întreb dacă îți place, că n-are rost. Uite cum arată, și e rachetă, cum să-ți nu-ți placă așa ceva? Îmi place. M-ați vedea în așa ceva? Nu sunt mai orcan acum, nu mai iau nicăieri, dar Ana mai degrabă și-ar lua așa ceva. Ce mașină are Ruxy? Nu mai fi invidios. Hai cu ocazia asta să vă arăt și tapiseria la prostia asta la altă. Ia uite. E absolut ca nou. Focus. Ce
frate, deja am murdărit eu un pic, dar ia uite. Așa, am salivat un pic peste mașinile astea. Asta e, las că ajunge și noi acolo, nu-i problemă. Promit că în momentul în care voi fi financiar capabil să-mi iau o Supra, o să-mi iau. Eu vreau un BMW. Și eu vreau un BMW, dar... Voi, uite, fiecare, vă pun întrebarea de pe acum. Stai că nu m-am numit. Întrebarea de azi e, între astea două mașini, Supra aia și BMW-ul ăsta, ce ați alege? Amândouă în același stare, nu Supra aia părăsită și ne... mersă cu ea de 7 ani și BMW-ul ăsta nou. Nu, Supra și BMW-ul în aceeași stare. Pe care ați alege? Hai să vedem. Așa, să le zic de film. Să vă zic de film. Foarte mișto film, foarte mișto. Deci exact la ce mă așteptam. Foarte tare. Eu pe Deadpool știu din jocul pe calculator. M-am jucat Deadpool și de acolo e foarte amuzant și jocul, dar și filmul e super tare. Și să vă dau un pont pe care l-am văzut și eu pe Facebook înainte să vin la film și pare bine că l-am văzut. Să stați până la sfârșitul genericului. Deci nu vede treaba aia de la sfârșitul genericului decât cine știe și cine vrea neapărat, pentru că durează genericul ăla, 10 minute durează genericul, până se termină tot, până îți spune de femeia de servici care a lucrat la studiouri. După aia niște faze mișto. O fază, de fapt, mișto. Așa că dacă vă duceți și n-ați văzut Deadpool, sau dacă l-ați văzut și n-ați stat până la sfârșit, căutați faza pe YouTube, că sigur există. Da, foarte marfă filmul, recomand. Dacă vreți să mergeți să vedeți, îl recomand. Cam atât pentru azi. Vreau să vă zic că mi-a spus un băiat astăzi că m-a văzut în trafic. Dacă mă vedeți în trafic sau pe stradă, nu ezitați să mă opriți, că nu... Uite, eu, de exemplu, l-am depășit pe băiatul ăsta în mare viteză, dar dacă îmi dădea mesaj pe Facebook atunci, bine, înțeleg că era greu, na... Fiind la oră, era greu să-mi dea un mesaj. Stați, domn profesor. Da, ei, salut, da, am nicio problemă, sigur, poftiți. Dar dacă sunteți cu mașina, nicio problemă. Nu uitați să vă abonați, să vă aduceți și prietenii în această comunitate, să-mi lăsați un like și ne vedem mâine. Pa! Acolo e strada, aici e o alee și după aia în jos e... Cică Delta Văcărești sau ceva de genul ăsta.